dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la interviurile hotnews.ro. Avem doi invitați de seamă și un interviu, vă promit eu, absolut spectaculos. Două nume care nu mai au nevoie de prezentare, speleologul Cristian Lascu, fotograful Helmut Ignat, National Geographic, exploratori, scriitori, speleologi, au făcut un lucru extraordinar și foarte interesant și de invidiat pentru noi toți. Au plecat pe urmele lui Rakoviță cu expediția Belgica. Expediție care s-a terminat într-un mod fericit cu o carte din Antarctica la Scărișoara. Domnilor, bine ați venit! De ce acest titlu? Pentru că, deși inițial am pornit doar cu Antarctica la înaintare, a fost dorința domnului Helmut ca să facem un album Antarctica, pentru că ne-am lălăit suficient de mult cu acest proiect, din cauza mea mai mult, ne-am apropiat de acest an centenar pentru speleologia românească. Că putem considera că în urmă cu 100 de ani, odată cu crearea de către Emil Rakoviță a primului institut de speleologie din lume, la Cluj, într-un fel a fost și nașterea speleologiei românești moderne. Și atunci am zis că lângă Antarctica asta ar trebui să stea și un nume simbol al speleologiei, și Scărișoara este probabil cel mai fericit, pentru că peștera Scărișoara, pe lângă faptul că e o celebritate turistică, pe lângă faptul că este aproape un record mondial, cea mai mare masă de gheață într-o cavitate subterană, este și peștera mult iubită a lui Rakoviță, pentru că el, după ce a venit la Cluj, a început să cutreiere peșteri din munții Bihorului și a ajuns la Scărișoara, care i-a plăcut foarte mult. Și ziceam eu așa că, într-un fel, probabil se trezea în el nostalgia antarctică, Scărișoara fiind în felul ei un iceberg pierdut în pădurile Bihorului. Întârzierea de 8 ani n-a fost întâmplătoare. Deci, practic, noi am fost în Antarctica în februarie 2012, iar în lunile următoare am scos și două articole în National Geographic și în Traveler, după care în mai a apărut articolul Parcul Natural Văcărești, mă rog, Delta dintre blocuri. Au urmat 6 ani în care pentru noi ăsta a fost proiectul principal, secundar și terțiar, deci numai de asta ne-am ocupat, numai de asta. Ne-am concentrat foarte mult și ne-am dedicat chiar foarte mult timp. Și atunci se explică de ce nu ne-am mai gândit să facem și album. După ce am predat ștafeta unei echipe mai tinere la parc, am început să ne gândim și album, mai ales că se apropia centenarul Rakoviță. Și atunci s-a suprapus foarte bine, a ieșit într-un moment special pentru el. Citind cartea dumneavoastră, ni se dezvăluie un Rakoviță diferit față de cel cunoscut în manualele pe care le-am studiat în școală. Aflăm că a fost elevul lui Creangă, că avea un umor moldovean sănătos, așa cum îl știm cu toții, extrem de îndrăsneț și foarte, foarte pasionat, făcând un pionierat în multe domenii. Perfect tot ce a spus, deci nu repet, insist că merită citite și ultimele pagini, unde nu aveai cum să ilustrezi prin fotografii acest geniu al lui Rakoviță, care e un om ce și-a depășit cu mult prin ideile lui, prin concepțiile lui, epoca. Omul ăsta a spus, de exemplu, cred cu tărie că aplicarea metodei științifice, nu numai în domeniul științelor, dar în domeniul societății omenești, da? Și a conducerii, a politicii, ar aduce numai beneficii oamenilor. Pentru că noi, în momentul de față, nici acum nu îi urmăm sfatul lui Rakoviță, în sensul că deciziile care se iau de către mai mari lumii sunt decizii subiective, sunt decizii de multe ori emoționale și decizii care după aia costă foarte mult societatea omenească. Nu sunt decizii bazate științific. Științific, cum zice el, metoda științifică, ne bazăm pe date concrete, obiective, pe lucruri măsurabile, pe statistici, pe experiment,
Deci asta înseamnă metoda științifică și vreau să vă spun, el făcea această afirmație pe la 1927 și vreo 35 de ani mai târziu, un mare om de știință al lumii, ca dovadă e singurul bărbat, cred, care are două premii Nobel, Linus Pauling, Nobel pentru chimie și Nobel pentru pace, spunea aproape cu aceleași cuvinte, același lucru. Cred că neîntârziat metoda științifică ar trebui aplicată în toate domeniile societății omenești. Mai e un aspect foarte interesant, că vorbeam de centenarul de speologie, Institutul al Institutului de la Cluj. Cum a ajuns Racoviță să înființeze acest institut? E o poveste națională foarte frumoasă și o dovadă de patriotism. Foarte incredibilă. Frumoasă și de patriotism și de înaltă viziune științifică, pentru că trebuie să o spunem clar. Și acum există această dispută, evoluționiști-creaționiști, încă, n-ar trebui să existe, de mult trebuia să nu mai fie o asemenea dispută. Dar pe timpul Racoviță disputa era încă mai acută. Iar Racoviță era un evoluționist convins. El afirmă de mai multe ori, zice, nici nu mai e problemă. Evoluționismul nu e o teorie, o ipoteză, este un fapt de sine bine stabilit și ca să dovedească validitatea teoriei evoluționiste, concret, prin experimente, asta ținea de etica lui și disciplina lui științifică, nu umblăm cu vorbe. Hai să vă conving eu cu dat. Și atunci s-a gândit să modeleze în condiții de laborator niște specii, să arate că sub acțiunea unor factori temporari, specia respectivă se modifică. Deci, cu alte cuvinte, nu vine Dumnezeu să o schimbe. O schimbă omul de știință în laborator. După care și-a dat seama că asemenea experimente vor fi negate de căcotași, că vor zice, păi stai că în laborator e una, dar în natură. Atunci s-a gândit că natura a făcut înaintea lui experimentul. S-a gândit la viețuitoarele din pește, care rupte de context, ar fi putut să evolueze altfel. Și a început să umble prin pește să-și aducă probe, pentru că în 1907, anul în care România săracă era zguduită de marile răscoale, în tihna laboratorului lui de pe malul Mediteranei, el a creat noua știință, biospeologia, și în toate enciclopediile din lume, în dicționare, peste tot, îl vei găsi Racoviță, fondatorul acestei științe. După care i-a venit ideea să facă un institut specializat ca să studieze viața din pește. Și vroia, bineînțeles, să facă în Franța, că erau toate condițiile acolo. Or, în momentul în care s-a produs unirea Transilvaniei cu România, moment în care universitatea bună, care era la Cluj, a pierdut cei mai buni profesori, care erau maghiari și care n-au vrut să mai depună jurământul de credință pentru statul român, atunci s-au făcut mai mari țării, au făcut apel la români profesori consacrați în străinătate. Vedeți că au vrut acea universitate ajunsă pe mâna românilor să fie la fel de bună sau cel puțin la fel de bună, să nu îi scadă prestigiul. Și unii au acceptat să vină, Racoviță inițial n-a vrut, pentru că avea atât de multe lucruri de terminat în Franța și avea un cămin fericit pe malul Mediteranei, nu știe, dar în momentul în care marele bacteriolog, savant renumit, Victor Babeș, i-a scris și a spus, vino, pune umărul la edificiul științific al noii țări, pentru că îți promit că institutul pe care îl visezi să-l faci la Paris, îl vei face la Cluj. Și asta este povestea institutului. Ce înseamnă azi o călătorie în Antarctica față de călătoria lui Racoviță cu Belgica? Belgica, un vas cu pânze, prins între ghețuri? E diferență uriașă. Pentru că atunci Belgica era pradă capricilor vremii, cum a fost o furtună uriașă, abia plecase, l-a măturat un matelot Vinche, care a fost prima victimă a expediției, așa, în timp ce risca oricând să fie izbiți de iceberguri, condițiile erau de navigație ca atunci, așa, mergeai mai în orb. Fără GPS. Bun, absolut. Și pe o navă unde aveai tu tot ce trebuie în principiu, dar în alte condiții de confort, bineînțeles. În timp ce noi, cu Plancius, nava olandeză, care am făcut călătoria, pe urmele
corăbiei Belgica, am fost pe o navă de 10 ori mai mare decât Belgica, cu motoare de 3500 de cai putere, cu navigație asistată de sateliți, nu? Și toate mijloace. Deci siguranță, confort, asta era marea diferență. Fiorul? Aia, fiorul, nu mai era fiorul. Când te chema cu clopoțelul la masă, nu mai era când vieții de ei acolo, cu Belgica. Ei bine, aveau și ei avantajele lor, să înfruptau din câte o focă, din câte un pinguin săracii, pentru că asta trebuia să mănânce carne proaspătă ca să nu se îmbolnăvească, nu? Că i-au stat acolo claustrați vreun an, între ghețuri. Și tot ce diseca întâi racul în laboratorul lui, după aia ajungea la Mișo, la bucătărie. La bucătărie. Da. Păi, cred că fiorul a fost diferit și din cauza sau datorită faptului că ei au stat o iarnă acolo într-un frig și într-un întuneric, nu? Până la urmă. Da. Erau niște nopți. Două luni n-au văzut soarele. N-au văzut soarele. Iar Vreau noi am fost într-o vară antarctică cu o lumină 20 de ore pe zi și cu niște temperaturi de în jur de 0 grade, în așa fel încât ne-am cărat pufoice de supraviețuire acolo și am stat în tricouri cu mânecă scurtă, mai ales domnul Cristi, care a făcut și baie între ghețari. Deci au fost ceva diferențe. Un pic. Nu vă închipuiți că am stat în plută, am încercat. Nu, m-am dus repede cât să punctez. Așa, da. Păcat că n-apar fotografiile în carte. Nu baia asta? Nu l-am lăsat pe Delmă. Nu m-a lăsat. Nu l-am lăsat din cauza că n-am vrut să mud lenjeria intimă și atunci ținuta aia nu prea era. Dar acum chiar îmi pare rău că aș fi arătat-o nepoților, presupunând că voi avea. Aș fi, uite, bă, bunicul vostru ce îi sprăfăcea la. Da, avem destule imagini cu tine în toate ipostazele posibile. Să promite că pentru următoarea conferință la următorul interviu o să le aduceți.